Îți mulțumesc nu sunt doar cuvinte, nu sunt doar rezultatul unei educații alese sau vorbe spuse mecanic atunci când vrem să fim politicoși. Îți mulțumesc poate să însemne iubire, creștere, poate să însemne speranță în mai bine și relații mai frumoase. Pentru că acel mulțumesc spus din inimă aduce în jurul lui lumină și aduce și în sufletul și în mintea celui care îl rostește pace și optimism. Știu că pare un clișeu și că toată lumea în jur îndeamnă la asta, însă prea puțini oameni chiar profită de efectele minunate ale acestui obicei. Mai ales că poate la început pare greu de practicat sau inutil, însă așa cum de fiecare dată când intrăm într-o încăpere, ridicăm ochii și salutăm, așa ar trebui să salutăm cu recunoștință fiecare nouă zi, atât la trezire cât și la culcare. Sunt Urania Cremene, mamă și expert în parenting, autoarea programului All About Parenting. Știi, recunoștința și fericirea nu sunt despre a avea toate lucrurile pe care le dorești, ci despre a fi recunoscător pentru tot ce ai acum, în prezent, în timp ce muncești cu bucurie și optimism pentru un viitor mai bun. Am pregătit pentru tine beneficiile recunoștinței care sunt demonstrate de știință și de numeroase studii. Primul beneficiu și poate cel mai important, mai ales în vremurile agitate pe care le trăim, este că recunoștința scade stresul. Știi, în momentul în care avem în gând lucrurile bune din viața noastră, anxietatea scade și noi suntem mai dispuși să vedem lucrurile într-o lumină mai bună. Mai exact, dacă mulțumim pentru sănătate, pentru casa pe care o avem, pentru locul de muncă sau grădinița frumoasă, familia pe care iubim, nu mai lăsăm mintea să zboare către acele lucruri care nu ne lasă să dormim. De multe ori uităm că unii oameni nu au nici măcar o bucățică din ceea ce avem noi și luăm de bune tot felul de daruri pe care le-am dobândit. Și da, faptul că avem ochi să vedem cerul albastru și copii sau părinți pe care să-i strângem în brațe seara la culcare sunt lucruri care merită celebrate. Al doilea beneficiu al recunoștinței spuse din inimă este un somn mai bun. Numai cine nu s-a trezit cu tot felul de gânduri de câteva ori pe noapte sau s-a tot foit prin așternuturi și a boxat cu pernele ca să le facă mai moi, nu știe cât de grele sunt zilele după ce nu ai putut să pui geană pe geană de atâtea gânduri. Să pui capul pe pernă cu 3 sau 7 sau chiar 10 lucruri pentru care ești recunoscător în minte, fie ele daruri, fie ele lecții, te ajută să ai un somn mai bun. E un exercițiu extrem de util, mai ales pentru copiii care se duc către somn cu frica de a merge la grădiniță și exprimă prin coșmaruri aceste anxietăți. Apoi, al treilea beneficiu este că recunoștința ne face relațiile mai puternice. Imaginează-ți cum ar fi ca în loc de supărări sau reproșuri să le spunem celor dragi ce apreciem la el. La modul real, câți dintre noi se opresc și spun apreciez că ai dus tu copiii la grădiniță? Sau apreciez că ți-ai luat timp să gătești astăzi două feluri de mâncare? Sau mami, îți mulțumesc pentru că îmi pui toate pachetele astea cu mâncare atât de delicioase zilnic? Par lucruri mici, dar ele vin cu efort și atunci când scoatem în evidență aceste lucruri, relațiile devin mai puternice, mai autentice, mai frumoase și ne privim unii pe alții cu mai multă afecțiune în ochi. Și ultimul beneficiu este că suntem mai sănătoși fizic. Așa cum spuneam mai devreme, când suntem recunoscători pentru lucrurile frumoase din viața noastră sau luăm drept lecții anumite provocări sau încercări, stresul scade. Iar stresul ne îmbolnăvește și fizic, iar asta nu cred că mai este o noutate. Practic, recunoștința ne întărește sistemul imunitar. Și ca să poți pune în practică cu ușurință recunoștința, poți face următorul exercițiu cu copilul tău. Nu doar că primești toate beneficiile de mai sus, dar e și o metodă garantată prin care te poți conecta cu al tău copil și îi poți arăta că ce simte el este important pentru tine. Exercițiul se numește Cutia cu recunoștință. Mai exact, scrie pe o foaie de hârtie 3 lucruri pentru care ești recunoscător din ziua respectivă. O lecție, ceva ce ai învățat,
un zâmbet pe care ți l-a oferit cineva la metrou, orice ți-ai dori să scrii acolo. Apoi, ia foița și pune-o într-o cutie specială. Puteți decora împreună o cutie de pantofi sau puteți cumpăra o cutie de carton sau de lemn mai deosebită. Ca să fie mai ușor de înțeles pentru copil, poți face tu prima dată, iar apoi copilul. Iar dacă nu știe să scrie, nu-i nicio problemă. Își poate desena motivele lui de recunoștință. Secretul este să asculți și atât. Fără să judeci sau să spui, ăsta nu e un motiv de recunoștință. Când vedem lumea cu recunoștință, nu doar că îi ajutăm pe copii să crească în echilibru, dar cultivăm în ei respectul pentru ceea ce primesc, pentru munca celor din jur de a le oferi lucruri sau minute din viața lor. Prin asta îi ajutăm să înțeleagă că viața chiar este un dar pe care l-am primit frumos împachetat, din care ar trebui să facem o sărbătoare în fiecare zi, chiar și în zilele în care unele lucruri pare că ne merg mai prost. La urma urmei, dacă nu știm să fim fericiți cu ce avem deja, ce ne face să credem că o să știm să fim fericiți cu mai mult?